La La Love Tour a fost de vină pentru atmosfera incendiară de la sala polivalentă din Drobeta, Turnul Severin. Publicul a aplaudat în delir și a aclamat în valuri. Adolescenții au fluturat benere, tricouri și șepci cu idolii lor care evoluau pe scenă. Entuziasmul a fost la cote maxime. Adolescenții, dar și adulții prezenți la spectacol, au dansat și au cântat împreună cu membrii trupei La La Band. Spectacolul a fost atât de așteptat la Severin, încât biletele s-au epuizat de 2 săptămâni. Oricum, scaunele au fost inutile, căci majoritatea a preferat să urmărească show-ul în picioare. Mai frumoși în realitate decât la televizor? Da! Te gândeai că vor ajunge vreodată în Severin, că-i vei vedea? Niciodată. Dar uite că au ajuns. Am venit cu nepoțelul și toți copiii, că sunt foarte bucuroși, fiindcă este o trupă de generația lor și le doresc distracție plăcută și să trăiască așa cum trăiește La La Band. Le mulțumim foarte mult că au venit în număr atât de mare la concert și sperăm să revenim, pentru că ne-am simțit și ne simțim în continuare foarte bine aici. Sunt genial, iar pentru mine ca prezentator mă ajută extraordinar de mult, pentru că nu trebuie să trag de ei să se simtă bine, chiar se simt bine fără să le cer chestia asta. Ceea ce am văzut aici în sală, putem spune că reprezintă generația Lala? Națiunea Lala, chiar. Este prima oară când venim aici, într-adevăr, dar cu siguranță cred că o să ne reîntoarcem, pentru că sunt extraordinari acești oameni, deci au strigat cu noi. Noi aveam căștile în urechi și cu toate astea auzeam cum strigă. Este pentru prima oară când auzim. Te iubim sau vă iubim. Da. Dragilor, sunteți extraordinari. Vă iubim mult de tot și să fiți mereu Lala, vă iubim mult! Turneul La La Love continuă și în alte orașe ale României. Următorul spectacol va avea loc la Constanța în 16 martie.